Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vom face împreună un haul cumpărături alimentare. De data aceasta am fost la Mega pentru că e mai aproape de casă și nu am avut timp să ajung la Lidl săptămâna aceasta, așa că vă voi arăta ce ne-am cumpărat de la Mega. Aici am bonulețul, deci toate produsele pe care vi le voi arăta costă în jur de 195 de lei. Și să începem. Mi-am cumpărat aici ardei gras, care costă 10 lei kilogramul. Mi-am cumpărat pentru că vreau să fac niște ardei umpluți. Banane. Bananele costă 5,50 lei kilogramul. Mi-am cumpărat mai multe, dar am mâncat deja vreo două. Așa. Bețe pentru tigărui. Sunt 200 de bucăți. Acestea au costat 4 lei. Apoi, mi-am mai cumpărat mere roșii, 5,50 kg. Aici am o salată verde. 1 leu și vreo 50, 1,70 lei. Așa. Mi-am cumpărat până, pentru că n-am văzut altceva. Mi-am luat de la Olimpia un muștar din tecuci și acesta a costat 3,70 lei. Un iaurt rustic, acesta a costat 4,30 lei. Așa. Mi-am mai cumpărat castraveți în oțet, aceștia au costat 5,50 lei borcanul. Mi-am cumpărat un pui grill, 8,50 kg. Mi-am luat doar unul, pentru că mai am deja carne în frigider. Așa. Aici mi-am cumpărat ouă, 10 ouă proaspete, categoria A, și au costat 11 lei. Toate. Mai departe. Aici mi-am cumpărat carne tocată, pentru că, după cum v-am spus, vreau să-mi fac ardei umpluți. Am luat carne deja tocată și costă 17 lei kilogram. Are 890 de grame. Ok. Aici mi-am cumpărat o înghețată. Am găsit-o chiar ieftină. Lily. E o înghețată cu aromă de ciocolată la 500 de grame. Și v-am spus, am dat 6 lei pe ea atât. Ok. Mai departe. Aici mi-am cumpărat un salam, pentru că vreau să-mi fac o pizza acasă, un salam de vară. Un salam de casă, pardon. Așa, pe acesta am dat 15 lei. Ok. Aici mi-am cumpărat o smântână de la Gusturi Românești, marca Mega, 200 de grame. Pe această smântănică am dat doar 3 lei. Așa. Aici mi-am cumpărat un sos. Un sos cu usturoi de la KFC și a costat 12 lei. E foarte bun acest sos. Nu ne place foarte mult. Aici mi-am cumpărat de la Hellmann's ketchup iute. Acesta a costat 8 lei. Ok. Am uitat să vă arăt și un capi pulpi mix de fructe. Pe acesta am dat 5 lei. Așa, mai departe. Aici mi-am luat folie de aluminiu, 30 de metri, și am dat, vedeți că e mai mult, și am dat 16 lei, dar are foarte mult, foarte mulți metri. Așa, mai departe. Aici am așa, icre. Salată cu icre de crab și ceapă, tot așa, marca Mega,
Pe aceasta am dat 3 lei. Deci doar 3 lei și are 140 de grame. Iar icrele acesta, sărată cu icre de crab, tot marca Mega, dar e un icre mai natural, după cum se vede, și am dat pe el 6 lei 70. 6 lei 70 și are doar 100 de grame. Deci acesta are 140 de grame, dacă e mai calitate mai proastă, normal, și costă doar 3 lei, iar acesta 100 de grame doar și costă 6 lei 70. Dar la spun se compară una cu cealaltă. Ok? Aici am o brânză. Da. Aceasta e o brânză de la Delhaize. O brânză din lapte. Și a costat 4 lei aceasta. Apoi iaurturile, am așa, am aici un cremos, un iaurt cremos la 1,90 lei. Aici am un iaurt cu fructe, acesta a costat 1,50 lei, iar iaurtul acesta cremos costă 1,70 lei. Gata, acestea au fost cumpărăturile mele. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Vă pup și pa, pa!